La Cluj, protestele au început în 21 decembrie, după ce televiziunea a întrerupt transmisia mitingului din fața Comitetului Central din București. De la ferestrele Asociației Scriitorilor și ale revistei Tribuna, din Piața Libertății, s-a strigat "Victorie, victorie!". Era în jurul orei 1 după amiază. Pe la orele 14, pe platforma industrială, muncitorii care au ieșit din schimbul întâi de la combinatul de utilaj greu, CUG, s-au adunat în fața întreprinderii, iar lor li s-au alăturat cei care ar fi urmat să intre în schimbul al doilea. Sute de oameni s-au încolonat și au pornit pe jos spre centrul orașului. Au venit și alți muncitori ai combinatelor de pe platforma industrială a Gării, de la Tehnofrig și de la Metalul Roșu. Au pornit spre centru pe strada Horea. Înainte de orele 15, actorul Călin Nemeș, însoțit de 10-15 oameni, a început să scandeze în piață "Timișoara, Timișoara". Auzise că muncitorii din zonele industriale se îndreptau spre centru și era hotărât să adune cât mai mulți oameni ca să-i aștepte. La orele 15:40, militarii înarmați cu muniție de război aflați la intersecția străzii Napoca cu strada Universității au deschis focul asupra clujenilor aflați în centrul orașului. Au căzut primii eroi ai Clujului. Călin Nemeș și-a dezgolit pieptul și a ieșit în fața soldaților înarmați. A fost rănit după ce militarii au început să tragă în mulțime. Mulți prieteni ai săi au fost răniți și chiar uciși pe loc, între ei artistul Lucian Matiș. Dezamăgit de cum evoluau lucrurile în România și mai ales pentru că vinovații pentru masacrul de la Revoluție nu răspundeau în fața justiției, Călin Nemeș s-a sinucis în iulie 1993, când avea doar 32 de ani. În noaptea ce a urmat s-au auzit focuri de armă și șuierături ale tunurilor cu apă. Morții au fost ridicați de pe străzi, la fel ca la Timișoara, însă au mai putut fi văzuți spre dimineața zilei de 22 decembrie, în spatele fabricii de bere și pe strada Moților, unde s-a încercat oprirea manifestanților ce veneau dinspre cartierul Mănăștur și din comuna Florești. Doina Cornea, dizidentă anticomunistă, a părăsit arestul la domiciliu în seara de 21 decembrie. A mers cu o mulțime de tineri la Teatrul Național, apoi la Catedrala Ortodoxă, unde au rostit împreună Tatăl nostru și au aprins lumânări. Ea a propus atunci înființarea unui comitet al reconstrucției naționale, ca și la Timișoara, devenind președintele acestuia, iar președinte executiv Matei Boilă. Din catedrală au trecut în Palatul Arhiepiscopiei Ortodoxe, unde s-au întâlnit cu arhiepiscopul Teofil Herineanu, care a încuviințat venirea revoluționarilor. În 22 decembrie dimineața, în Piața Libertății, a sosit un număr mare de manifestanți din toate cartierele orașului. S-a scandat "Trăiască Frontul Renașterii", "Jos Ceaușescu", "Libertate sau moarte", "Timișoara nu uita", "Clujul e de partea ta". Doina Cornea s-a aflat din nou la Catedrala Ortodoxă, apoi în fața clădirii securității, unde a vorbit mulțimilor, încercând să calmeze spiritele. Din referatul Procuraturii Militare Cluj, reiese că în perioada 17-21 decembrie, unitățile militare au primit ordine cu privire la pregătirea unităților, tehnicii și armamentului în vederea participării la misiuni de luptă cu precădere de infanterie și în orașe. În ziua de 20 decembrie, comandanți și cadre din mai multe unități au participat la acțiuni de recunoaștere a locurilor de acționare în raza municipiului Cluj-Napoca și s-a scris pe un plan stradal locurile în care vor fi dislocate dispozitivele militare. Răniții și rudele morților au cerut judecarea celor vinovați de actele de represiune. În anul 1990 s-a deschis un dosar penal în care au fost învinuiți prim-secretarul Joachim Moga, generalul Iulian Toplicianu, comandant al armatei a 4-a Transilvania, generalul Ioan Șerbănoiu, comandant al inspectoratului județean al Ministerului de Interne, Constantin Nicolaia, membru al Comitetului Politic Executiv, maiorul Valeriu Burtea și capitanul Ilie Dicu. În urma investigațiilor, cei învinuiți au fost scoși de sub urmărire penală. Judecătorii stabilind că militarii au acționat în baza ordinelor primite de la Nicolae Ceaușescu și de la ministrul apărării, generalul Vasile Milea, fapt care i-ar fi absolvit de vină. De asemenea, s-a susținut că deschiderea focului a fost provocată de manifestările violente ale civililor. În 1997, procurorii militari de la Parchetul General au reluat anchetarea evenimentelor de la Cluj. Ca urmare, pe 15 mai 1998, cei 6 inculpați au fost trimiși în judecată pentru uciderea a 26 de revoluționari
revoluționari și rănirea altor 52, fiind acuzați de omor calificat și instigare la omor deosebit de grav. La 9 aprilie 2003 s-a pronunțat prima sentință în dosarul uciderii manifestanților anticomuniști de la Cluj din decembrie 89. Faptele comise de Iulian Topliceanu au fost prescrise, dar 52 de revoluționari nemulțumiți de sentință au formulat recurs. De asemenea, au formulat recurs și 4 inculpați, printre care și generalul Topliceanu. În mai 2005, în alta curte de justiție, a dat următoarele sentințe în dosarul Revoluției de la Cluj. Joachim Moga a primit 8 ani de închisoare pentru instigare la tentativă de omor deosebit de grav. Generalul Iulian Topliceanu a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru instigare la infracțiunea de omor deosebit de grav. Colonelul Valeriu Burtea și locotenent colonelul Ioan Laurențiu Cocan au fost, după schimbarea încadrării juridice, condamnați la câte 9 ani de închisoare pentru instigare la infracțiunea de omor. Instanța Supremă a schimbat de asemenea încadrarea juridică în cadrul maiorului Ilie Dicu, din instigare la omor în omor calificat, condamnându-l la 15 ani, în timp ce fruntașul Marian Bolboș, simplu executant, a fost achitat. La Cluj au murit 26 de oameni și au fost rănite alte 52 de persoane în mai multe puncte din oraș, fosta Piața Libertății, Hotelul Astoria, Fabrica de Bere, Mărăști.